Sunt coregraf și am citit jurnalele lui Nijinsky, care au însemnat destul de mult, destul de mult pentru mine. Și acum o admir foarte mult pe Isadora Duncan și pentru că numele meu seamănă cu al ei. Și știu de mult care jurnale și acum încerc să le găsesc, dar n-am reușit. Trebuie să merg la, e un nenea la universitate, la fântână, care aduce cărți și mi-a promis că o să vină și cu jurnalul Isadorei, dar n-am ajuns eu. M-a marcat foarte tare când aveam vreo 14-15 ani, am citit pe limba germană, e și prima carte pe care o citesc în limba germană, primul roman mai stufos un pic. Că până atunci citeam cărți de copii pe germană, ca să învăț germană. Și m-am hotărât să citesc Banana Yoshimoto Kitchen. Știu că la 18 ani, când m-am întors în țară, aveam cu mine pe germană și am scris eu în curajul pe care l-aveam atunci. Am scris la mai multe edituri și am zis că aș vrea să traduc eu din germană în română, deși ea era scrisă pe japoneză. Și mi s-a răspuns că nu e posibil momentan, dar după la câțiva ani a apărut și românește Kitchen de Banana Yoshimoto. O carte care mi-a plăcut și mi-a rămas foarte tare, pentru că e vorba despre oameni care se caută și planul să găsesc în niște situații la care nu se așteptau și care nu sunt deloc normale, dar e povestită și scrisă cu o simplitate foarte apăsătoare, să zicem așa. Am descoperit că sunt născut în aceeași zi cu Truman Capote și îmi place foarte mult Truman Capote, dar nu de aia că avem aceeași de naștere, ci îmi place mult cum vede lumea. Și apropo de ecranizări și de filme ecranizate, de exemplu Breakfast at Tiffany's, mi se pare o capodoperă. Și cartea e extraordinară, dar cumva mi se pare că una cu cealaltă se întrecesc așa. Deși în carte poziția lui Truman, care apare și în film, e personajul masculin vecinul lui Audrey, e mult mai, e foarte diferită față de ce e în film. În fine, e foarte tare Truman Capote. Eu l-aș recomanda întotdeauna cu una pe inimă. Îmi place să văd filme după ce am citit cărți. Deci îmi place să văd ecranizări după ce am citit cărțile respective, mai mult decât invers. Pentru că așa, cumva, mi se clarifică niște lucruri și mai îmi dau seama dacă oamenii care au făcut filmele respective sunt cumva și-au imaginat la fel, dacă mi-am imaginat la fel ca regizorile sunt. Dar procesul în sine mi se pare că e din ce în ce mai se focusează așa, adică tu când citești o carte ai o libertate mult mai mare decât de imaginație și creativitate decât când vezi un film. Că e cineva care a citit o carte și și-a imaginat lucrurile într-un fel și ți le arată așa. Dar e plăcut să compari lucrurile astea și cumva se bazează puțin pe asta de împărțire, de oamenii împart între ei.